uite cum, în drumul să bagi mașina pe bac. Hai, bă, ești nebun? Da, ne ghidează frumos, bă, ca să parcăm. Am dat-o dracu, trebuie să trecem bacul. Bă, înseamnă că nu ai luat cornile de aia. Dacă n-am luat bac, uite, acum dăm din nou. Nu credeam așa, n-am putut să facă și eu un pod, așa la Giulia, să facă un pod. Ha? Pe vremea turcilor așa se trece pe aici. Ce, cu mașina? N-au vrut turcii, da. A. N-au vrut turcii să facă pod. Uite. Le lua pe astea pe toate turcii. Deci eu din cor, le lua. Nu le-au luat? Nu ne le-au luat, aduți aminte. La istorie ce e. Da, Ștefan cel Mare. Cel Sfânt. Trece apa aici. Da, cât o fi? Cât o costa? Dacă o costa. Nu știm, deocamdată să ajungem la... Păi trebuie să coste ceva, nu se poate. Cum, pe gratis? Trecerea. Partele la control. Bună ziua. Aveți la dumneavoastră camere? De la vedere, aveți camere telefoane? De bicicletă avem. Păi n-aveți, păi nu, n-aveți voi cu camere și cu telefoane, că e bacul. E interzis. Dar bani aveți? La teșchere. E? La teșchere. Ha? Ești cu bacul? Așteptăm bacul. Se umple. Putem să trecem. Eu filmez că sunt la țară, nu știu, n-am văzut în viața mea. Dar și așa cred că sunt obișnuiți. Am intrat în orașul Mocin. Da. Oraș Tulcean. Asta e oraș, că Grecu este comună. Sau la greci, nu știu cum e. Uite. Ne îndreptăm către traseu, să vedem pe unde, de unde începem. Un oraș construit pe Dunăre. Vechea Dunăre. Iomu Mal, auzi? Iomu Mal, au și Mol aici, uite. Exact. Așa, mai... Malele. Mai dă Brăil. Mai dă... Uite, cărucioare de-alea avem. Da, mișto. Pe drumul ăsta pietruit, neasfaltat, se merge cu 20 de km la oră. Așa scrie? Așa scrie. Uite. Dar de ce? Să nu ți-o mori în hârtoapele astea mașina. Asta e ideea. A, da. Asta e. Nu sunt extraordinari, fascinanți atât de... Dar sunt de antrenat. Aici toată structura asta este culmea Pricopanului. Este o zonă lipsită de păduri și copaci. Sfinxul. Motiv pentru care mai sus un pic Sfinxul, nu știu că l-am văzut. Zic, motiv pentru care trebuie să avem la noi apă și să fim foarte, foarte sumari îmbrăcați, cum place mie. Să moară Gibilă, l-au ajuns maneliște aici, am mâncat lărnic. Te-ai deschis izvorul? Radu? Nu știu, așa unde. Oi!
coborât ceva de munte aici. Pietrele astea au 300 de milioane de ani. Iar munții Carpați? Vreo, nu știu, vreo 60 sau 35, nu mai știu. Deci ăștia au o vechime mai mare de... Ciopârla. Ciopârla dosaris. Nu e dosaris asta. Asta este șopârlița. Hai la dârla, dârla, șerbane cu șopârla. Ai făcut poză, gata? Ladies and gentlemen, culmea Pricopanului. Ladies and gentlemen, culmea Pricopanului. Cu pietre care au o vârstă de 300 de milioane? Da. Sau peste. Cam așa. 300 de milioane de ani. Ia uitați-le. În spatele meu se află Sfinxul din munții Măcinului. Da, da, dar aici nu se vede. Trebuie să mă să văd de unde se vede. De aici se vede. Vârful așa, piatra aia. Arde soarele, dar... A scos și acu, fii atentă să ne înțeapă. Sfinxul Măcinului? Am fost la creasta Pricopanului, la cruce și la Sfinxul, și la Sfinxul Măcinilor. Așa? Aici e slăbuț. Și în fața noastră asta s-ar fi. Da. La pădure, Oca. Pădurea a tăiat-o. N-a tăiat-o pe toată. N-a tăiat-o toată, dar... Păi, primărie, poliție... Așa. Ăștia ți-a tot pleat, tot pici. Să și închiriază. Virează la stânga. Nu să închiriază, astea sunt... Dar lor nu se închiriază. Ia uite ce e aici, da, uite biciclete, ca lumea aici, nu ce avem noi păr mai mult. Uite terasa la greci, uite aici. Uite aici, cu autoservire, mâine mâncăm. Da. Da, că... Mâine mâncăm aici o ciorbiță de văcuță sau de pui. În ciorba de pui, pui, mai pui și sare, mai pui și niște legume. Poate primi și ceva de pomană, uite doamna, cu coșul, cu păi colibă. Păi da, că este rusalile. Sunt rusalile. E rusalile și ne mai dă, am eu față, dă. Fac eu fața aia de pomană, Gil. Și îmi dă sigur. Adică fața asta, iată ea. Uite un pic ea. Ai făcut așa, să zici, da, doamne, doamne.
să dea Dumnezeu să mă atingi. Mai cu satanul și împreună cu el, să nu rămână singur la greu. Să ne ajute nouă traseile noastre spontane. Era... Așa, mă, ce numărul ăsta. E periciune. Doamne, dar unde-i traseul? Unde-i traseul? Unde e muntele? Dar muntele unde? E mare beliciune. Dar muntele unde? Ah, uite, călcăm pe. He, da? Da. Dar asta e pe tine, nu te speria. A, nu? Nu, nu te panica. Vezi că eu nu stul pe aici, să unde ai eu. Ia uite. Te-ai construit o casă aici? He, cum să? Uite ca ăla. He. Ai închis mașina? Da. Bună. Ce mă pune acum? Păi, păcate, așa. A, uite semnul pe ăla. Gata, m-am prins. Am prins. Stai să mut eu pe hartă. E și aici o parcare, am parcat, nu știu ce, jos este da? La Greci. Uite și Greci. O mașină de București, de la Corp Diplomatic. Da. Ia uite. Dar nu știu cine are indicativul 167. Nu știu ce ambasadă are. Le-am uitat. În față? Vine pe scutița roșie. Cu scutița roșie? Exact. Acum o să-mi întrebăm dacă a fost la bunicuța. E, nu. Dar are cu sunetul în spate, de data asta se poartă model. Vezi, să nu-ți o iei de la lupul, ia vezi, poate fi lupul mai jos. Bună ziua, scutița roșie! În partea asta sus aici se află muntele, văd puțin Suianu? Da, da. Avem de mers? Frumos! Nu te-ai întâlnit cu lucrul? Zinea, Cornel. Ce să e cu țața ta, căprițăța aici? A, da? Ca e țuțuianu? Îl țuțuim acum cu două picioare, ca precum caca. Dar care e? Țop-țop. Nu, ăla de acolo. Ăla. Ia-o. Vezi că te cheamă. Măi, Cornele, e mai greu pe acolo, uite-te și tu pe acolo ce greu era. E greu pe acolo. Și uite-te, gata, hai că am ajuns, nu mai e mult. Hai, ce frumos. S-aud greierii. A văzut
vântul toată noaptea. Cornel nu a putut să doarmă deloc bine pentru că nu a avut perna. Păi ce vrei, n-ai, Cornele? La hotel, unde vrei aici? Vrei piscină? Vrei cadă? Vrei duș? Vrei mic dejun dimineață? Vrei cameristă să te trezească, să zică domnul Cornel, cu ce vă mai ajut? Cu un masaj. Aici la munte, dragilor. Pe vârf de munte, deci chiar pe vârf de munte suntem, da? La 450 de metri. Viața la cort e viața la cort. Ce faceți, prăduitorilor? Tot în pat, tot în pat? Nu-i pe izopren. Deci vântul a bătut cu aceeași frecvență. Cam o frecvență la 5 secunde. Dar toată noaptea aceeași muzică am ascultat-o. Dar oricum, frumos nu se compară cu nimic. Mai am șosete. Mai sunt. De ce ești nemulțumit, domnul Cornel? A fost pernă aici așa. Unde? Aici acolo? Așa, pernă nu e. Cu puf sau cu pene? Cu ce o fi, dar a fost aici, l-a fost. N-a fost. Ia, stai că am cărcat și la mine o baterie. Cu ce asta, jumătate. Frig nu e? Nu e frig. Poate vânt un pic sus, dar nu e. Da, nu e frig. E aer cald. E aer cald, da. Ce voce de curva am. De dimineață? Dimineață. Păi de ce ce ai mâncat? Ce ai înghițit? Câțiva copii cruzi. Ce ai înghițit, Corelu, dai voce așa crută? Ia vezi ce pare, se vede mașina noastră de aici? Aia, nu știu. A? Nu cred. Sigur se vede. A, uite-o că o să vede. Unde avem parcaj? Uite-o acolo. A rămas singura? Mai e câte două, trei. Lângă casa e albă, adică? Lângă gard? Bine, mă. Mai bine îl face pe stângă, de data asta. Traseul e foarte ocolit pe dreapta. Ocolim, îl facem mai mult.
așa o impresie despre ce e chestia asta aici, așa. Care chestie? Uite aici, așa. De sute și milioane, milioane de ani. Bine, să crezi că stâncile astea au o vechime mai mare decât vârsta dinozaurilor. Vârsta dinozaurilor, exact, asta am spus. 300 de milioane de ani, adică dinozaurii au fost după. Da. Deci stâncile astea sunt înaintea dinozaurilor. Bine, comun agricu. Greci? Sau greci? Greci. Greci. Văzută dimineața la prima oră. Și aia e vechea Dunăre, în partea aia? Da. E vechea Dunăre. Care dă, uite, în Brăila. Exact. Acolo e Brăila. Domnul Cornel, ia fără să nu doară. Dacă aici spune este... părerea mea, doare. Aici este lacul Iacob Deal, proprietate privată, probabil concesionată pe 99 de ani. 99, 49, să știi. Da. Ai un fel de Dragnea 2. Nu să știi de cine e concesionată. Au săpat o groapă, au băgat apa asta aici. Și-au deschis un restaurant în parte. Cine vine să vadă lacul ăsta, o groapă aici plină cu apă, deci și mănâncă acolo la ea și le face vânzare. Păi românul ăsta, mă, zi tu, Șerbane, cum e? Românul ăsta face grătar și aici, mă, miroase în munții Măciului, miroase a cârnați și amici. Da. Românul face, a venit să... Românul a venit la munte. Da, da. Unde ai fost în munții Măciului? A, frumos, păi și trase. A, nu, că am făcut niște grătar. Păi să îl fuți în gură? A, nu, nici chiar așa. Păi m-a grăbit acolo. Ei sunt frați de mici. Sunt frați de mici, înțelegi? Da.